În ultimul timp, Cancelarea de Stat manifestă un interes sporit față de activitatea Consiliului Raional Basarabeasca, dar și față de Executivul Raional, expedind moțiuni cu privire la deciziile luate nelegitim și acțiunile care ar contraveni legii ale președintelui Raionului Basarabeasca. Despre aceasta a relatat consilierilor secretarul Consiliului Raional Basarabeasca, Gheorghe Levitski. Una dintre deciziile pe care Cancelarea de Stat le propune pentru a fi suspendate este folosirea banilor din fondul de rezervă. Conform articolului 4 din această dispoziție, în situații critice, Consiliul Raional îi delegează președintelui raionului dreptul de a aloca surse financiare din fondul de rezervă. 50.000 tot ce noi președintele. Cred că este absolut legitim că între sesiunile ordinare domnul președinte să dispună de aceste finanțe în mărime de 50.000 lei. De exemplu, atunci când un inginer a avut nevoie de un tratament medical, domnul președinte a decis să-i aloce 3.000 lei, fără să aștepte următoarea ședință ordinară. Reprezentantul Cancelariei de Stat în Raionul Basarabeasca, Gheorghe Cojoc, are altă poziție. Regret că domnul președinte a dat citire doar articolului cu privire la decizia Consiliului despre aprobarea bugetului, însă domnia sa nu a citit regulamentul ce ține de utilizarea banilor din fondul de rezervă, unde este stipulat foarte clar că astfel de decizii sunt nelegitime. Apoi atrageți atenția asupra acestor decizii. Pentru ce sunt folosiți banii? Nu există acte care justifică cheltuielile. În opinia lui Gheorghe Cojoc, majoritatea deciziilor luate de către consilieri au un impact politic. Se aprobă anumite decizii care sunt bine regizate și se vede clar că acestea reflectă doar o singură opinie, cea a domnului președinte a Consiliului Raional. Urez succes și sănătate domnului Cojoc Gheorghe, însă eu am părerea mea proprie referitor la aceste subiecte. Nu înțeleg de ce în alte raioane Cancelarea de Stat nu are niciun fel de pretenții la deciziile similare. Noi acționăm conform legii, iar ei vor să ne împiedice. Aproape zilnic din partea lor parvin un șir de notificări. La finele discuțiilor, 21 de consilieri din 24 au votat pentru revocarea notificării Cancelarei de Stat cu privire la suspendarea unui șir de decizii ale Consiliului Raional.